Distracție periculoasă pe străzile din Craiova. Doi adolescenți au pus viața oamenilor în pericol după ce s-au gândit că este o idee bună să tragă cu un pistol de airsoft. Minorii au fost opriți de jandarmi și amendați. Evenimentul s-a petrecut pe strada George Fotino din municipiul Craiova, unde doi tineri în vârstă de 15, respectiv 16 ani, au folosit o armă utilizată pentru airsoft pentru a se juca, aceștia trăgând într-un butoi metalic ce se afla pe stradă. Oamenii din zonă au decis să anunțe autoritățile și astfel jandarmii au fost trimiși la fața locului. În urma acțiunii, jandarmii au decis să-i amendeze pe adolescenții în cauză cu câte o mie de lei pe fiecare, pentru portul și folosirea unui pistol de airsoft. Astfel de arme sunt desutilizate pentru divertisment, însă legea prevede că ele trebuie folosite strict în spații special amenajate care să nu pună în niciun fel siguranța oamenilor în pericol. Aceste echipamente de airsoft sunt copii fidele ale celor reale, cu toate că sunt încadrate la arme și muniții neletale și pot fi achiziționate doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Cu toate acestea, legea nu face referire la vârsta minimă pentru folosirea unor astfel de arme.